Salut, Raul și Cristian de la Libertate în IT. Suntem astăzi în Brașov alături de Delia. Delia e prima fată din programul Libertate în IT. După mai puțin de 6 săptămâni e deja freelancer. Ea iubește muntele și sala și a vrut să fie freelancer în principal ca să se poată da cu placa dimineața pe pârtile din jurul Brașovului, ceea ce mi se pare super tare. Foarte adevărat. Delia, povestește astăzi despre experiența ta cu programul Libertate în IT. În primul rând, cum erai tu înainte de programul Libertate în IT? Ce experiență aveai? Pe ce tehnologii lucrai? Deci, înainte de Libertate în IT, programator Java, 7 ani de experiență, am avut parte de o sumedenie de proiecte, dar în zona de Spring, Spring Boot, microservicii, ce înseamnă tech destul de modernist, ca orice programator normal, consideram că sunt undeva la un apogeu al carierei mele, după 7 ani de tot sărit dintr-o corporație într-alta, până când am considerat eu că mi-am atins, să zic, un prag maximal de salarizare din ceea ce știam eu, să zic, din jurul meu și ceea ce auzi că se vehiculează a fi, nu știu, grile de salarizare standard în corporații. Okay. Eram un om destul de mulțumit. Singurul lucru care pot spune că îmi părea neplăcut e chestia asta de lipsa flexibilității în a-ți organiza singur timpul. Ești oarecum potignit să fii tot timpul între 9 și 5, prezent la tastatură, fie că ai sau nu ai de lucru. Și chestia asta mi se părea cumva neplăcut, adică nu se preta prea mult cu stilul meu de viață, ca să zic așa. Delia, eu știu că am vorbit cu tine pe LinkedIn, atunci cred că am avut primul contact și îți doreai foarte mult să faci freelancing pentru că tu văzusei alte persoane care fac freelancing, adică tu știai că e posibil nivelul ăsta, e posibil să ajungi la nivelul ăsta în freelancing și e posibil să ai libertatea asta în freelancing. Și povestește-mi un pic ce s-a întâmplat. Cumva, oricum am fost conștientă că există lumea asta freelancingului, poate înainte să am un contact neapărat cu o persoană care chiar face chestia asta, dar întâmplător în viața mea a intrat o persoană de sex feminin care face chestia asta, are un succes nefondat, ceea ce numiți voi, adică a avut bafta să-i prindă o astfel de ofertă acum 4 ani de zile și ea trăiește și în ziua de astăzi așa, dar stilul ei de viață e exact appealing, e și pe partea asta de pasiuni și tot. Ei, în momentul în care am cunoscut-o și am văzut cât de palpabilă poate fi lumea asta pentru mine, altceva n-am mai văzut în fața ochilor, deci adio somn, adio hobby-uri, adio tot, era pur și simplu o lume în care simțeam că pot și trebuie să ajung și eu, pentru că, nu știu, simțeam că mi se potrivește, în primul rând, și pe partea de hobby-uri și că pot alimenta pasiunile în sensul ăsta. Mai poate non-conformist, cum ar spune angajații de rând. Deci tu ai vorbit cu ea înainte să discutăm, adică o cunoșteai dinainte pe această tipă sau ai urmărit-o? Am devenit prietene prin intermediul pasiunilor comune ale nutriției online, dar apoi am aflat că și ea face programare și apoi am aflat că ea de fapt e contractor și face practic freelancing și cred că în momentele respective mi-ai dat și tu ad pe LinkedIn și a fost așa ca și cum, nu știu, zeii s-au luminat așa, și mi s-a aprins un bec deasupra capului, știi? Și atunci am și legat cu contentul de pe canalul tău, ceea ce înseamnă cu adevărat Libertate în init, mișcarea de care văzusem, adică văzusem la un moment dat când ai postat conținut că faceți echipă și că ajutați, dar nu, efectiv nu s-a legat exact ceea ce faceți voi în program acolo. Și în momentul ăla pur și simplu parcă toate s-au așezat în fața mea și zic, băi, da, adică e clar că nu poți să ignori așa ceva și trebuie să încerc, trebuie neapărat să încerc. Asta a fost. Am aplicat la program, am avut primul call de consultanță, cumva mie mi-era clar că o să fie, poate, adică era clar că nu o să fie gratis, pentru că mi se pare clar că merită toți banii programul ăsta, dar mă așteptam cumva la, nu știu, un program de rate, ca pentru tot românul, sărache, să poată să plătească în procent. Și efectiv, în momentul respectiv în care mi-a spus, ok, costă atât, nu aveam banii respectiv. Mm-hmm. Și m-ați întrebat cât mi-ar lua să strâng banii respectivi. A fost un bluff undeva, nu știu de unde l-a scos, în contextul în care știu situația, știu că mi-ajut părinții, oricum ar fi fost un long shot pentru mine, dar am zis ok, 6 luni ca să-mi iau niște timp să văd cât îmi ia și apoi efectiv mi-am dat seama, am și încercat partea asta de freelancing, reverse engineer la program și m-am și lovit de dificultatea de a face freelancing pe cont propriu în adevăratul sens al cuvântului și atunci clar a vrut mai mult să fac parte din program și n-am mutat munții, am făcut un efort bine acumulat și am reușit să intru în program. Dar revenim destul de repede după discuția asta. Adică știu că cred că sunt foarte încăpățânată. Foarte. Asta mi-a plăcut super mult la tine, determinarea asta și pasiunea și incisivitatea pe care ai avut-o. Deci sunt curios, ai zis că ai încercat să faci pe cont propriu și ai încercat să faci reverse engineer și așa mai departe, dar sunt curios care au fost dificultățile acolo, adică care au fost barierele sau zidurile de care te-ai lovit. Exact partea de sales, vânzare și negociere. În primul rând, nu știi să-ți filtrezi clienții, nu știi să treci de spam și când ajungi efectiv să ai discuții, nu știi să te vinzi. Nu. Din punctul meu de vedere, faptul că nu aveam certitudinea că atitudinea pe care o am e ok,
deja cred că crea un nor mai mare de nesiguranță în jurul meu, în orice col aș fi avut. Și automat, cum te mai poate cineva să te ia în serios când tu îi ții în oglindă și ești, bă, tu ești nebun? Ce vrei de la chestia asta? Și cam asta a fost. Adică mi-am dat seama că oricât de, nu știu, comod aș fi să vorbesc cu străini sau poate neintimidat, dezvoltă, cum vrei să spui că fac YouTube și toată chestia asta, nu aveam nevoie să mi se arate în care direcție să merg, decât să tatonez eu toate posibilitățile. Și adevărul e că asta e, salvezi o grămadă de timp pierdut. Și zic, ok, it's worth it. Bun, acum, Delea, o chestie super tare după ce ai intrat în program e că tu ai terminat programul mai repede decât orice bărbat, băiat pe care l-am avut în programul respectiv. Adică programul nostru e 3 luni de zile, tu l-ai terminat în 2 săptămâni. 3 săptămâni temele și 3 săptămâni până la ofertă. Ok. Da, adică e un timp record. Adică era de la modul că îi dădeam feedback imediat o oră sau 20 de minute mai târziu. Următorul feedback, vreau exact. Din nou feedback, am nevoie de la voi. Adică nu am apucat să dăm feedback pentru Delea și mă trezeam dimineața, era Delea. Mă duceam să mănânc dimineața, după mâna seara era Delea la feedback. A fost impecabil execuția din exact. Punctul de vedere. Presupun că e întrebarea, de ce m-a motivat? Da. De ce a fost? De ce ai fost așa motivată? Adică ai fost mai motivat decât oricine care mi-a dat un program. Nu știu, aici mi-e și super complex răspunsul. Ține foarte mult și de firea și de educația mea. Sunt niște substraturi aici în care nu știu dacă are sens să intrăm. Clar e și perioada de dinainte, faptul că am avut ocazia să încerc și să eșuez pe cont propriu și să-mi dau seama că, ok, it's worth it, mi s-a părut și, bine, e și partea asta de zgârciop, clar, adică mi s-a părut un efort financiar foarte mare și am vrut să-l fructific la maxim. Asta așa am fost dintotdeauna pentru că au fost bani, până la urmă, munciți într-un fel sau altul de mine, deci nu a fost nimic, dar și clar m-a motivat foarte mult și posibilitatea, adică am vizualizat cum ar putea arăta viața mea, dincolo de program, ce, nu știu, exact chestia asta, bă, vine iarna, uai, aș putea să merg cu placa dimineața și mai ales să nu, adică constrângerile care le-am avut, apropo de câte ori merg cu placa pe săptămână, au fost clar financiare, pentru că nu e un sport ieftin. Deci, clar, a fost chestia asta, am vizualizat cum ar putea să arate viața mea dacă iese bine toată chestia asta, pentru că fiind un negativist, clar, mi-am luat și toate eșecurile posibile în calcul. Băi, și m-am îndrăgostit de ce văd și am început să alerg, să sprintez în direcția aia. Cum are sens pentru mine? Deci tu ai prins proiect așa repede pentru că vine prima zăpadă și trebuia să fii pe pârtie acum. Se leagă lucrurile acum, gata. Și am așa un bulk de bruturi de YouTube pe care nu le-am editat de asta vară, adică nu mi-am editat concediu de asta vară. Eu n-am glumit când am zis, apropo de, ok, n-am mai fost la sală pentru că it was optional, somnul l-am redus la strictul necesar și tot ceea ce mi s-a părut poate lux, un moft, ce mi s-a părut mie un moft ca activitate în viața mea, am lăsat deoparte și am investit tot timpul de care am dispus în direcția asta, în program. Noi asta ne și așteptăm de la oamenii cu care lucrăm, adică în momentul în care aleg să lucreze cu noi, să prioritizeze în viața lor trecerea asta spre freelancing. E un efort pe care îl depui câteva săptămâni, luni de zile, dar după aceea ai timp să te extinzi și resurse să te extinzi în mai multe direcții și să o faci așa cum vrei, știi? Și tocmai de asta spunem oamenilor că băi, dacă veniți să lucrați cu noi, sunteți all in, nu există jumătăți de măsură sau lucruri de genul, pentru că nu funcționează altfel. Știi? Dar și aici, dacă tot a fost la partea financiară, aș vrea să aduc o discuție. Eu am vorbit cu tine despre chestia asta deja. Veniturile femeilor în IT versus veniturile bărbaților. Noi am măsurat cu Cristi de când facem call-urile astea, că femeile câștigă cam cu 50% mai puțin decât bărbații, câteodată și mai mult. Știi? Adică e diferență și mai mare între... Adică o femeie cu ani de experiență pe care ar avea un bărbat în domeniul IT, câștigă mult mai puțin. Aici vreau să adresez și o provocare pentru toate fetele care poate se uită la video ăsta, să vă întrebați bărbații din firmă cât câștigă, adică să aflați cât câștigă față de venitul vostru și mai ales băieți care sunt la același nivel ca și voi sau poate că sunt mai jos decât voi și sunt foarte curios, poate chiar să scrieți în comentarii ce ați aflat. Bun, și acum, Delea, tu ziceai că ai ajuns la plafon. Tu cum ți-ai dat seama că ai ajuns la plafonul ăsta de venit? Eu, practic, în primul an de carieră m-am format profesional în Germania. Okay. Și am făcut parte dintr-o echipă acolo, again, all men, deci eram singura fată din tot acel colectiv. Cumva încăpățânarea mea și faptul că vroiam să învăț mai multe și să-mi depășesc condiția asta de românache, oamenii m-au luat cap un modelino pentru că nu mă atinsese încă mâna de lucru de aici, nu aveam obiceiuri și m-au luat și m-au format acolo. Aici, într-adevăr, apoi când m-am întors, am avut un șoc. Dar trăgând tot înainte și dând din aripi ca să tot merg și să cresc salarial, au fost niște dificultăți de România versus Germania, salarizare, și l-am dat mentorul și șeful meu tehnic de atunci și mi-a zis, măi, tu, din cum văd eu, ca este european, singura șansă în care tu să crești salarial decent într-o perioadă mai scurtă de timp este să schimbi și să tot schimbi firma cerând mai mult. Okay. Asta este singura posibilitate pe care o ai. Da.
ea asimilează cât mai multe cunoștințe, dar ai în vedere să faci tot timpul chestia asta, să faci salturi salariale suficient de dese cât să ajungi să-ți consolidezi la un dat un venit care să te țină motivat, na, cum se spune. Da. În ultimul an am avut norocul cumva să prind, practic să fiu angajată unei firme din București, deci am făcut un salt salarial la ce mai ceva mai aproape de, să zicem, veniturile de acolo, din capitală versus aici. Și în momentul în care începusem să dau interviuri, făcând reverse engineering la Libertate în IT, am dat interviuri și pe la toate firmele care sunt aici, okay, să văd ce mi oferă. Și am văzut clar că, cel puțin, diferențele erau fie foarte mici, fie inexistente, fie primeam oferte cu mai joase decât venitul pe care l-aveam deja pentru firma din București. Deci ai început să vezi foarte clar plafonul. Da, era clar. Era in your face cumva. It's hard not to see, cam aia a fost. Și zic, băi, asta e, deci ori mă mulțumesc cu asta, ori, nu știu, pescuiesc în altă baltă, cum vrei să zici. Ok, și dacă nu suntem la partea asta, ce salt ai făcut acum freelancing? Proporțional. Mi-am triplat venitul. Delia, asta e super, ai triplat venitul în 6 săptămâni, ceea ce e incredibil. Acum, ce sunt eu curios, adică credeai că e posibil să faci asta înainte de a lucra cu noi sau, nu știu, poate vedeai videourile noastre, vedeai că alți oameni fac treaba asta, credeai că e plauzibil și în cazul tău? Speram, asta e clar. Nu, cred că dacă am avut dubii, am avut poate dubii în ceea ce privește pregătirea mea tehnică. Dacă sunt acolo, dacă ești suficient de senior, subiect pe care l-ați tot abordat. Clar, cu asta am avut cumva emoții, dar și în cazul ăsta mi-am spus că, băi, totul se poate învăța. Adică, ok, sunt resurse, ai tot ce trebuie, dacă chestia asta se poate întâmpla, clar o să trec de aici, diferența care ar fi nevoie să zic să pot să mă calific și eu la astfel de sume. Și e suficient de senior acum, te consideri? Sau care e perspectiva ta asupra cuvântului senior? Că foarte multă lume aude senior, știi, mulți HR spun, nu e senior, n-ai, nu știu, n-ai tehnologie X, Y și Z, n-ai 7 ani de experiență în 7 framework-uri diferite, nu e senior. Care e perspectiva ta asupra cuvântului senior? Având în vedere că tu deja faci în camul ăsta care e mai mare decât toți seniorii din România de la corporație. Din corporație, sigur, clar. Clar, la noi se plasează foarte mult în context, dar sunt de părere că, într-adevăr, un senior este un om capabil să-ți rezolve problemele. Nimeni nu se așteaptă ca el să vină și să înceapă să taseze uitându-se în gol. E vorba de a-ți folosi resursele de care dispui să rezolvi problema respectivului om, client. Și da, e o chestie, cred că, dincolo de cunoștințe, e mai mult o problemă de încredere și cum te prezinți în partea asta de sales and stuff. De la care a fost cel mai mare challenge pe care l-ai avut în program? Cea mai mare dificultate? Ne-am trecut prin toate. I don't think I have one. Adevărul că asta de rapid ai trecut prin ele, că... N-ai apucat să te doară ceva. Cel mai dificil lucru a fost efectiv să îmi asum calea care părea nebunească în momentul în care începusem să o urmez și să postez în mod public că după atâția ani de corporatism am decis să fac saltul către freelancing. Chestia asta a fost cumva ca un rush de adrenalină. Ai primit ceva reacții gen nu faci asta, e periculos, nu ai stabilitate? Sau nu știu, rămâi la noi că-ți dă mai mult. Jobul să cu siguranță. Au fost și în contextul plecării. S-a discutat dacă ceea ce vreau eu este flexibilitate și să lucrez prin propria firmă. Se poate rezolva, se vor găsi soluții. Și cumva e și greu să vii să zici bine, dar bugetul. Am primit bine, la mine părinții cred că după un anumit moment au fost cumva poate copleșiți de entuziasmul meu și faptul că nu înțelegeau mare lucru din nebuniile pe care începusem eu să le fac, dar întotdeauna m-au susținut indiferent de ce tâmpenii am vrut să fac. Apoi prietenul meu cel mai bun, care este tot programator, cum a zis și ultima oară, că până acum, chiar dacă a părut foarte nebunesc ce am ales să fac, până la urmă a părut că iese bine și s-a ținut și el după mine în sensul ăsta. Și rest, nu știu, nu mai sunt eu omul care să plec urechea la ce zice, nu știu, gura poporului. Bun, și ai parcurs programul Libertate în IT și acum ești freelancer. Ce planul ai de viitor? Adică cum îți vezi viața în următorii ani? Ce crezi că o să se aducă în plus stadiul ăsta de freelancing? Pentru că acum ai libertate, o să ai bani mai mulți, o să poți să faci ce îți dorești tu, practic, în următoarea perioadă. Asta e ceva la care acum mi ocupă foarte mult din CPU, on a daily basis. Cu siguranță nu mă văd programând la nivelul ăsta.
pe termen lung. Nu e ceva ce aș vrea să fac până la pensie, chiar dacă îmi place. E pasiune, tot ce fac vine din pasiune și sunt pasionată de partea asta de tehnică și, nu știu, științe reale, cred că o am de la taică-miu, dar ca cheltuieli, clar mi-am propus să rămân cu picioarele pe pământ și să nu, nu știu, să nu încep să arunc banii aiurea și mă gândesc la viitor, la ce aș vrea cu adevărat să fac, ce vise din astea care mi se păreau inaccesibile pentru, nu știu, condiția mea de copil născut în România. Și fată și crescută, nu știu, în condițiile în care am crescut, care n-au fost rele, nu mi-a lipsit nimic, dar se putea mai bine. Pur și simplu, acum e o lume nouă, mă gândesc la chestiile astea, palpabil, nu știu, mă gândesc să-mi fac o pizzerie care servească și pizza keto și să mă preocup de sănătatea mea și să trăiesc frumos. Să-mi lichidez clar datoriile și ratele, că... E frumos să poți faci chestia asta. Toate, aveai și rate, aveai și credit? Și două chiar. Te-ai și împrumutat ca să... Ca să intri program. Nu vrei să știi. Asta că m-am aflat. Mamă, câte determinare. Ce... Nu vrei să știi cu câți bani n-am rămas. Știi, ca să poți să intri în program. Pur și simplu, mi-am făcut worst case scenario, calcule și zic, bă, dacă iese prost, dacă-s banii aruncați. Am aruncat eu bani și pe alte prostii. În corporatism, în vreun an, amortizez și aventura asta. Dar nu vreau să rămân cu cum ar fi fost dacă. Adică cu acea sămânță de îndoială că era ceva ce aș fi putut să fac, dar condiția financiară m-a oprit. Sunt curios acum că te uiți în spate, în punctul în care ai luat decizia asta și ai experiența pe care o ai acum și rezultate pe care le ai și încrederea pe care o ai în tine acum. Ți se mai pare că există noțiunea risc în treaba asta, în freelancing? Nu. În freelancing overall, nu. Dar există mai multă instabilitate. Dar nu instabilitate, e cuvântul corect. Este mai dinamic. Yep. Este cumva un mod de a aborda această meserie mai dinamic. Yep. Adică trebuie să lupți ca să fii acolo și dacă cât timp lupți o să fii stabil. O să ai... Exact. Nu-ți permite să... Faci, adică nu-ți permite să te plafonezi și să-ți duci liniștit orele, nu neapărat task-urile și să-ți iei salariul și să pleci acasă. Cu siguranță te cam obligă să rămâi relevant, să rămâi în continuare capabil să-ți profesezi meseria, nu doar să te prefaci că profesezi, cumva, nu știu, dacă are sens. Bun, Delia, tu consideri că orice femeie programator ar putea să facă freelancing? Măi, se poate, clar. Asta mi-a demonstrat mie programul ăsta și toată experiența asta, că e bine să mai și... visezi în afara zonei de confort și în afara ceea ce se spune că e posibil și chiar dacă e greu sau poate să ți se pare neplăcut inițial, se poate și merită. Băi, Delia, felicitări! Felicitări, da! Chiar ne bucurăm că am avut ocazia să lucrăm împreună și apreciem determinarea ta și determinarea ta, eu, de fapt, ar trebui să și este un exemplu pentru toți clienții care lucrează cu noi și pentru toată lumea care poate vrea să facă freelancing, adică... Și abia așteptăm să vedem story-uri și YouTube-uri cu pârtia. Am înțeles. Să ne facem ciudă. Coming soon. Bun. Felicitări, Delia. Mulțumesc. Dacă te gândești serios să faci freelancing în IT, indiferent de gen, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, poți să programezi oricând un call de consultanță gratuită cu mine sau cu Cristi și să ne auzim la o discuție și să vedem cum te putem aduce cât mai rapid din stadiul de angajat în acela de freelancer. Eu am fost Raul, Cristi și Delia. Salut! Salutare!